Atunci când aștepți un copil, vrei să afli cât mai multe despre el, chiar înainte de venirea lui pe lume. Te întrebi cu cine va semăna, ce caracter va avea și pe cine va moșteni la inteligență. Ei bine, în această privință, lucrurile sunt clare. Specialiștii au verdictul. Copiii moștenesc inteligența de la mamă nu este doar o presupunere, ci un lucru confirmat științific. Un copil are șanse mai mari să moștenească inteligența de la mamă, deoarece aceasta are doi cromozomi X iar tatăl are un X și un Y, arată oamenii de știință. Inteligența genetică este studiată de foarte mult timp. Mai exact, primul studiu de acest gen a avut loc în anul 1984 la Universitatea Cambridge. Atunci, cercetătorii spuneau că gene materne dau mai multă substanță creierului. Studiile peșoare au demonstrat faptul că cei care moșteneau mai multe gene de la mamă erau mai slabi corporal, dar aveau o minte mai puternică. În cazul celor cu mai mulți cromozomi masculi, lucrurile stăteau invers. Teoria a fost confirmată și de Departamentul de Științe Sociale și Sănătate Publică, în urma unui studiu la care au participat 12.686 de tineri cu vârste coprinse între 14 și 22 de ani. Studiul a fost desfășurat anual în Începând din 1994. Pe de altă parte, cercetătorii de la Universitatea din Washington susțin că legătura emoțională dintre copil și mamă este esențială pentru dezvoltarea creierului. Interesant este că în cazul copiilor care au o relație apropiată cu mama, hipocampul, partea creierului care se ocupă cu memoria de lungă durată, este cu 13% mai mare. Drept urmare, relația dintre mamă și copil este foarte importantă în dezvoltarea inteligenței acestuia. Totodată, specialiștii au stabilit că de la tată copiii moștenesc intuiția și emoțiile relatează știri românia.ro